Vreau să mă mor. Nu aveți pe nimeni? Nu. De unde ești? De la Prahova. Și ce faci aici? Nu mai ajuns aici. Nu mai ajuns, ce știu? Ce fac? Ce? Și pare rău ce-a fost. Deci, chestia că n-am frânt mica și recunosc că am văzut mea viața. Nu mai am până. Unde locuiești momentan? Poftim? Unde locuiești? Vietalba. Vietalba, Laraș Cândben. Nu știu. Am pare rău. Și cum te cheamă? Vucea Costan Ciprian. Și câți ani ai? 29 de ani. Ai mai încercat să te sinucizi? Da. Și pe zi, deci nu mai suport, nu știu ce cu mine de la un timp, dar eu nu cu chestii să fur sau mai știu mai. Dar ce greutăți ai? Ce greutăți ai? Vreau și unul de muncă și... Auzi, ai băut? Mă spun? Ai băut? Nu. Nu. Dacă se poate să-mi dă și mă luăm de muncă la primărie, oriunde, unde vrei. La birou? Unde vrei. Dar pare rău. În ce scuze față de lege, de oameni legii, ce-am făcut și ce-am fost pe drum. Nu ai niciun venit, niciun ajutor social? Am o pisică, de amică. Dar ce? Ce handicap ai? Nu știu, bă. Nu știu, bă. Le cunosc.